Așa e, Sofia? Uh-huh. Are. Are ăla. Uh-huh. Asta nu are. Asta nu e bun. Asta nu cred că are nimic. Deși e mărișor. Noi o să ducem aparatul ăsta undeva ascuns. Vom lua un bolovan de 300 de kg și l-am pune pe el. Pune pe capac. Da, copiii sunt foarte curioși și anul trecut unul dintre motivele pentru care noi n-am schimbat găinile, pentru că anul trecut eu am pus cloșcă și nu una, două, cred că, dacă bine mi-aduc aminte. Copiii au fost atât de curioși și interesați că ce se întâmplă în ou, încât în fiecare zi se furișau la cloșcă și luau câte un ou de sub cloșcă, îl spărgeau și se uitau ce e înăuntru. Acum nu știu ce să zic, sunt sadici, sunt curioși, sunt simpatici, sunt toate la oaltă, pentru că a fost rezultatul, nu ne-a ieșit niciun pui. În fiecare zi se duceau și luau câte un ou de sub cloșcă și n-am rămas cu nimic. Ei au fost foarte simpatici, că veneau la mine și mami, iar am mâncat cloșca un ou. Și la final de sezon au venit la mine și mi-au spus că ei au tot luat câte un ou ca să vadă ce e înăuntru și mama mea. Da, ăștia sunt copiii cel puțin ai noștri, sunt foarte curioși și nu e nicio problemă că nu e o pierdere pentru noi. E mai bine că au învățat ei că ce e nou decât că am pierdut noi puii ăia sau așa mai departe. E bine, totul e în regulă. Bine că au învățat ceva din toată treaba asta. Dar ne-am învățat minte și de data asta cred că o să ascundem incubatorul să nu ajungă la el. Că mă tem că o rămâne și de data asta fără pui. No. Că mâncare de la Delpac. Ce mâncare mâncați? De la restaurant. Serios? Restaurant? E făcută de mami? Da. Paste, tăiței, din alea de tăiței în lapte. Stai, tău, că trebuie să văd ce să spui. Pofundită? Stai, tău. Serios? Da. Deci avem acolo niște paste subțirele? Niște paste subțiri, subțiri, subțiri. Cu niște carne. Carne de ce, mami? Care de pui crescut de tine. Da. Făcuți cu ce-i pe ei? Cu... Da. Ceva... Cum mi se zice? Cereale din alea ca crispy. Ia să vedem. Pesmet. Ok. Știm deja cu ce vrei. Da. Gustos. Eu am mâncat și de amiază și acum seara. Și... Sofia pentru pe mare, s-o servi singură și l-o servi și pe Victor, așa-i? Uh-huh. Ia să văd cum mănânci cu bețișoare. Am apreciat cu bețișoarele. Poftă da. Bună! Cafeau! Noi mergem la ouăle noastre. Uh-huh. Uite-te la gustă ce mare. Wow! Salutare, prieteni, și bine ați venit celor care sunteți pentru prima dată pe Orășan la Țară. Eu sunt Andreea, ei sunt copilașii mei, Victor și Sofia, și încercăm astăzi să ne punem niște ouă la incubat. Noi suntem orășeni, mutați la țară în urmă cu 10 ani. Avem o microfermă de capre, găini, porci, avem și câini și pisici, ocazional creștem și găini pentru pui de carne, avem și o bivoliță foarte simpatică. Un cal am avut. Ce vom încerca noi să facem astăzi este să ne punem ouăle la incubat, pentru că vrem să avem puișori anul ăsta și găinușe și puicuțe, ouătoare, să avem ouă cât de multe, că
am cam dus lipsă în ultima perioadă. Avem niște găini care... Sunt bătrâne de vreo 3 ani. Sunt bătrâne deja și din păcate nu ne mai ouă de foarte mult timp. Așa că vor ajunge, vom face din ele niște parizeri bun, bun, bun. Da, și niște cârnăciori. Așa, și niște cârnăciori. Și între timp ne pregătim incubatorul. Avem un incubator cumpărat în 2019. Nu sunt scumpe, a fost chiar un preț foarte acceptabil, 150 de lei am plătit noi pentru el și acum puteți găsi cam la aceleași prețuri, chiar dacă au trecut 4 ani de atunci și te-ai aștepta să bubuie prețurile, găsiți cam la același preț pe eMAG, pe alte site-uri faimoase. Este un incubator pentru hobby mai degrabă decât incubator profesional, nu, nici într-un caz nu putem vorbi despre asta, dar e perfect pentru nevoile noastre, nu avem nevoie de sute de puișori sau să incubăm sute de ouă. Noi vom pune, cred că e loc, 45 de ouă. Cred că este loc pentru 45 de ouă, nici nu o să avem atâtea. Să vedem cât o să reușim noi să punem. Ce am făcut? Am vorbit cu vecinii de prin sat, că așa se face când ai nevoie de ceva. Am vorbit cu câțiva vecini și ne-am făcut rost de ouă, au fost foarte drăguți, ne-au ajutat. Am primit, o parte le-am primit, o parte le-am cumpărat. În momentul de față noi avem găini de rasă Australorp, dar au îmbătrânit și trebuie să le schimbăm. Acest incubator l-am cumpărat în 2019 împreună cu vreo 40 de ouă din rasa Australorp. Am pus ouăle la incubat, au ieșit niște minunății de puișori. Și aceia au crescut și chiar și în ziua de astăzi avem aceleași găini, deci sunt bătrâne. Și trebuie să le schimbăm. Incubatorul este unul din acela care se întoarce, deci nu va trebui să facem semn pe ou. Vom pune ouăle, se pun cu vârful în jos și de 2 ori pe zi se va întoarce oul. În primele 3 zile ouăle nu se întorc deloc. Se pune capacul să fie bine pus, etanș, se pornește incubatorul și le lăsăm 3 zile. În a treia zi putem să le întoarcem pe cealaltă parte în fiecare zi de 2 ori. Ouăle vor cloci timp de ouăle vor cloci timp de 21 de zile. Vor sta la clocit. Bun. Ouăle vor sta la incubat timp de 21 de zile. În primele 3 zile nu le întoarcem și nici în ultimele 3 zile nu se întorc. De asemenea, înăuntru, în incubator, avem 2 alveole. Asta se întâmplă la modelul nostru de incubator. Eu vă arăt ce avem noi. În primele... De la introducere, de la momentul când introducem ouăle? De la momentul în care introducem ouăle în incubator, vom umple cu apă doar în prima alveolă. În ultimele 3 zile e nevoie să completăm în amândouă alveolele cu apă, să fie plin cu apă, dar doar în alveole, nu mai sus de aici, că e prea mult apă. Bun, asta se folosește la ouăle de găină. La ouăle de găină, da. Noi vorbim acum de ouăle de găină. La alte ouă, de rață, de prepeliță, de gâscă, de așa, nu mă pricep, nu mă bag deocamdată. Dacă o să incubăm ouă de gâscă, rață, prepelițe, poate că vom face un video și despre asta. Dar deocamdată avem ouă de găină. Hai să vedem cum stăm și cu ouăle. Ne-am confecționat aici un dispozitiv foarte sofisticat din telefon. Am pus și un șervețel să nu fie prea mare lumina, că dacă e prea mare lumina, produce prea multă transparență în ou și nu mai vezi nimic. Ce trebuie să fie ca să ne dăm seama dacă oul este fecundat?
sau fertilizat, sau bun de clocit, sau bun de pus la incubator. El, dar se va vedea foarte slăbuț, dacă dar va avea o umbră, o pată, cu mare atenție, să nu fie pata, este o pată perfect rotundă. Ouăle vor sta la incubat timp de 21 de zile. În primele 3 zile nu le întoarcem și nici în ultimele 3 zile nu se întorc. De asemenea, înăuntru, în incubator, avem două alveole. De la momentul în care introducem ouăle în incubator, vom umple cu apă doar în prima alveolă. În ultimele 3 zile e nevoie să completăm în amândouă alveolele cu apă, să fie plin cu apă, dar doar în alveole, nu mai sus. Hai să vedem cum stăm și cu ouăle. Ne-am confecționat aici un dispozitiv foarte sofisticat din telefon. Am pus și un șervețel să nu fie prea mare lumina, că dacă e prea mare lumina, produce prea multă transparență în ou și nu mai vezi nimic. Ce trebuie să fie ca să ne dăm seama dacă ou este fecundat sau fertilizat sau bun de clocit sau bun de pus la incubator? Cum vom verifica ouăle? În primul și în primul rând trebuie să ne uităm cu lumina prinsă peste ouă și să alegem ouăle care sunt prea mari, cum este acesta. Îl vom scoate din start afară, că înseamnă că are două gălbenușuri înăuntru și nu va ecloza. La fel și ăsta. Sunt ouă mult prea mari și prea deformate, să zicem așa. Nu vor ieși puișori din ei. Da. Pentru că se iasă doi pui din el. Băi, nu ies, că nu se fac. Sunt foarte rare cazuri să se facă. Acest ou este unul prea mic. De asemenea, nu va ieși pui din el, ori dacă va ieși un pui, va fi unul rahitic și aschilambic. Adică defect. Defect. Trebuie să ne uităm și la coaja oului, să nu fie crăpată. Chiar ouul ăsta, nu. Deși nu se vede pe el că ar fi crăpat, când l-am pus la lumină, se vedea clar crăpătura. Nu cred că era ouul ăla. Ba, ăsta era. Crezi tu că era altul? Ăsta era. Simpaticos. De ce te ăsta era. Ăla era. Vai, ce, nu mă pricep deloc. Vezi tu cum am eu nevoie de tine? Ăsta era, da, uite că se vede clar. Da, dar și ăsta e crăpat. Și ăsta e crăpat. Bun. Acest ou se vede că este mult prea țuguiat aici. Și jos, mult prea țuguiat și deformat. Acestea nu sunt ouă bune pentru incubat. Ouăle trebuie să fie proaspete și să fie ținute la temperatura camerei, temperatura ambientală. Asta să nu fie ouă ținute la frigider, pentru că nu vor mai ecloza atunci, nu se vor mai dezvolta puișorii în ele. Asta de aici are? Da, are. Lasă-l acolo cu bine. Că eu am să vă arăt cum se vede pe partea mai plată a oului. Vom observa pe partea mai plată a capătului oului se vede un cerc. Din spusele unora, cu cât este mai mic cercul, cu atât este mai proaspăt oul. În timp, cercul acela, bula de aer, că este o bulă de aer, se mărește cu cât oul este mai vechi. Ia și eu să pun, nu vrei să pui? Hai, pune și apoi te duci la culcare, că e târziu. Astea. 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 Hai că ți arăt. Prima dată trebuie pusă apă în alveolă. Da, da, să o pun. S-au pus și după aia? Da, sigur că... Astea. Da, ălea. Și se pun... Uite, cu vârful ăsta în jos, da? Bun. Vă rog să nu le îmblătiți. Sofia, pune în capătul celălalt ca să nu dai în Victor cel mai... Să nu prea încape aici. Îl lasă că nu are nimic. Iar și eu să pun, nu vrei să pui? Hai, pune și apoi te duci la culcare, că e târziu. Astea. Astea. Astea.
Astea. Hai că ți-arăt. Prima dată trebuie pus apă în alveolă. Da, da, s-o punem. S-au pus și după aia? Da, sigur că nu. Astea? Da, ălea. Și se pun, uite, cu vârful ăsta în jos, da? Bun. Vă rog să nu le îmblătiți. Sofia, pune în capătul celălalt ca să nu dai în Victor cel mai... Să nu prea încape aici. Îl lasă că nu are nimic. Azi ce trântos cu capul în jos? Așa puiul. Trebuie. Dar puiul... O să-l doară capul pe pui, așa e? Când o să se trezească. Dacă o sta cu capul în jos. Am spus, Sofia, tu să pui acolo și Victor să pună din coace ca să nu le bateți de o altă. Nu. E prea mic. Nu, alea nu-s bune. Uite, de aici vom mai pune. Și astea sunt bune. Ce-o ăsta? Sunt ouă simpatice. Da, care-i capătul ăsta? Păi că-l pun așa. Bun. Mai avem unul? E gata. Voi mergeți la somnic și dormiți ca să vă dezvoltați aproape ca și puișorii ăștia, bine? Vin în curând să vă învelesc și eu ca o cloșcă. Și mâine dimineață la școală. Țămnușor. Țămnușor. Vom pune apă în prima alveolă. Și se va completa după nevoi, în funcție de cât se evaporă. Cred că aproape în fiecare zi trebuie completat cu apă, ca alveola aceea să fie mereu plină și noapte să fie bună. Noapte bună, să fie suficientă apă încât ouăle să se poată dezvolta. Eventual, pe capac, puteți să vă scrieți sau să vă lipiți un bilețel și vă scrieți data în care ați pus ouăle la incubat. Să nu uitați când a fost momentul de început și să puteți urmări când trebuie să umpleți și cealaltă alveolă. Vă puneți și o alarmă la telefon sau ceva să vă aduceți aminte, să nu uitați de ele. Eu pățesc asta foarte des, pentru că suntem foarte ocupați tot timpul și uităm. Așa că îmi pun alarmă să-mi sune. La 9 dimineața sună să le întorc, la 9 seara sună să le întorc. Și așa suntem siguri, nu uităm, ne ocupăm, tot timpul suntem pregătiți. No, și cum mai merg un concediu atunci până ies pui ăștia? Dacă trebuie să stai de două ori pe zi să-i învelești. E foarte simplu. Eu vă dau câteva idei foarte bune. Cum puteți ajunge în concediu și să vă puteți ocupa și de asta. E foarte simplu. Vă puneți în pat, vă porniți un film din... Caraibei, Insulele Canare sau alt loc exotic. Vă luați un pahar de vinuleț sau de apă? Apă sau cafeluță, ceai, ce vă place, ce este pe gustul dumneavoastră și totul se rezolvă în 2 ore, sunteți reși. 2 ore sunteți în concediu. 2 ore sunteți în cel mai frumos concediu, da. Și reveniți pe plaiurile românești, pe barosăneală. Reveniți cu picioarele pe pământ, pentru că viața nu e tot timpul un concediu. Trebuie să și mâncăm și să avem ouă. Că de aia facem noi treaba asta, să avem ouă pe la vară acolo. Da, este februarie încă, așa-i? Mâine e 1 martie. Să știi că eu am ouă, deci pentru mine nu e așa de important. Azi e 28 februarie. Un pic cam de vreme pentru puișor, dar mă gândesc că 3 săptămâni de acum încolo, oricum ei se vor dezvolta doar nou. După aceea ne-am gândit că o să-i ținem puțin în casă. Că nouă oricum ne plac foarte mult puișorii, copiii o să fie foarte încântați. Așa că nu ne stresăm noi de asta. Vrem să se dezvolte, să crească bine, să avem o
cel puțin, uite că sună alarma deja la ora 9. E ora 9, e ora de hrănit maiaua. Întoarce, întoarce repede. Întoarce ouăle. Acum nu le întorc, sunt gata întoarse. Avantajul acestui incubator, acestui aparat, este faptul că nu trebuie să deranjăm atât de mult ouăle, să tot punem mâna pe ele, să le tot desfacem capacul, ele rămân liniștite acolo și manivela asta e foarte utilă, că doar întoarcem ouăle de pe o parte pe alta, simplu, nu trebuie să le mai deranjăm. Singurul motiv pentru care deschidem capacul incubatorului este ca să completăm cu apă în prima alveolă când este nevoie, iar în ultimele 3 zile, cum spuneam mai devreme, să umplem și a doua alveolă, pentru că atunci e nevoie de mai multă umezeală pentru ouă când eclozează, coaja oului să se poată desprinde și puișorul să poată să iasă, chestii pe care nu le înțeleg nici eu foarte bine, așa că nu spun prea mult despre ele. Dar ideea e că trebuie umplută și a doua alveolă. Cam asta e treaba cu incubatorul și cu ouăle. Neapărat să vă abonați la canalul nostru ca să vedeți ce vor ieși din ouăle astea. Sunt sigură că vor ieși niște puișori foarte drăguți. Și pestriți, că e luat din... Și de toate culorile, pentru că i-am luat de la 3 vecini. Vecine. De la 3 vecine, drăguțele de ele, foarte, foarte de treabă. Da, sperăm să fie tot în regulă și să se dezvolte bine. Doamne ajută! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru ca să vedeți ce iese din ouă. Nu uitați să dați un like, să distribuiți acest video, să învețe și alții cum se poate scoate puișorul din nou și să ne lăsați în comentarii părerile voastre și sugestiile voastre și nu laudele voastre, dar poate că aveți comentarii de tot felul. Ce vreau să zic e să nu uitați să ne scrieți, pentru că e foarte important pentru noi să aflăm despre părerile voastre. Vă salutăm și ne vedem data viitoare!